Ca tine menghia s-ar putea să fie tot ce a avut mai bun țara asta și uite cum ne pleacă valorile. Am să refuz hamonul și am să merg pe prosciutto. Mergem pe prosciutto mai departe. Nu se pare weird că nu-i merge nimeni poporezul, Codin? Sare branduit. Cred că sunt șoguri cu Rocco și Freddy. Apropo de femei care au și umor și frumusețe. Da! Că de asta am pus-o aici. E foame mare, vrei doar o mică gustare. Târziu în noapte, să curgă ca Dunărea în mare. Hai să judecăm superficial ființe pe care le cunoaștem. Bine ați venit la noua ediție de Astea-s bucăți de carne, nu oameni. Hai să facem jocul. Hai să facem jocul, da. Repede, că acum ești cu jocul. Jocul tău sau jocul... Hai jocul ăla. Începe jocul Who'd You Rather. Ai mai jucat? Da. Nu. Mamele României, doamnele României. Da. Mi-am făcut cu bărbați până acum la bărbați, că na. Funny, homofobie. Da. Dar... Preferam. Preferai, dar... Hai să... Preferam, pentru că acolo e clar că e absurd, știi? Pe când aici poate să fie jignitor. Am făcut cu oameni care sunt ar fi dat acolo. Buni. Hai să vedem. Uite, începem light. Cu Elena Udrea, da. Și cu Iorica Dăncilă. A, nu e, no contest, e Udrea, clar. Bă, uite-te un pic la fața doar, aia. Deci vorbim doar sexual de asta, nu trebuie doar să... Motivație sexual. Scurtă și mergem mai departe. Nu doar e... sexual, pentru că... nu, cum să spun, doamna Viorica Dăncilă mi inspiră sarmale foarte bune. Ca asta da. Nu știu. Și nu-ți plac sarmale? Până la urmă gândește puțin nu, că da. Cât de ușor îți vine să zici doamna Viorica Dăncilă uh-huh. Și e Elena Udrea. Adică, îți ce spun? Da. Treci de la Elena Udrea la doamna Elena... Viorica Dăncilă. Eu sunt sigur că mult, mult din locul unde a ajuns ea s-a datorat faptului că știe ce face. Da, da. Și atunci... Deșteaptă. Femeie deșteaptă. Da. Da. Da, și de asta aș prefera da. O perenă da. Da, clar, clar, bun. Costa Rica. Dar rămânem în politică. Rămânem da. În politică, ieșim pe urmă. Și mergem către Maria Băsescu. Doamna Maria Băsescu, soția lui Traian. Eu poză și cu ei doi în spate ca să... La fel ca Traian Băsescu, trebuie să merg cu Elena Udrea. Next, 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 bye. Bun. Bun. Dar totuși, poate Nina Iliescu... Nina Iliescu... Gândește-te cât de strajnic a fost femeia asta. Nu știu nimic despre ea. Băi, păi nu, o judecăm sexual, efectiv. Chiar vreau să vină după noi cineva acum că vorbim sexual de doamna Nina. Deci vorbiți voi sexual de doamna Nina pentru că trebuie să... Adică ca să îți dai seama că la etatea dânsei, ca să o privești sexual, trebuie să fii vampir, trebuie să fii nemuritor. Îți dai seama că nemuritor. L-a ținut pe Iliescu în viață atâta. Asta spun, asta e singurul contraargument, că vezi... Când îți urăși nevasta, mor primul. Da, unul la mână și doi la mână, da, sunt de acord, și doi la mână, nu putem ști exact ce l-a ținut pe Iliescu în viață. Deci, de asta da. Zic că sunt niște îndoieli. Dar, în continuare, merg cu Elena Udrea pentru că are mai puțin metri pătrați de piele pe față. Mergi mai la sig, da. Bă, adică am încercat să fac să pară că e o alegere grea. Nu, nu, noi știm unde ajungi la final. Jocul e doar așa. Doamna Carmen. Doamna Carmen. Care fac sex mult din ce am înțeles. Da, da, nu cred că e bun. Nu crezi că e bun? Se îmbracă foarte sexy. Plus că, de ce crezi că e private jet atât de mult? Sex. Hail my club, cum trebuie nu să numește. Nu, hail club. Așa. Unde ești membru? Nu. Nici nu-mi imaginez cum. Baie. Da, da. Baia la Wizard e ok. Da, mă, dar trebuie, să, mic, intri, mă, trebuie să intri doi oameni. Deci e murdar. Deci, iată, nu e plăcut. În primul și în e primul... E de bifat. Ascultă-mă puțin. Zi. Tu dacă intri în baia aia de la Wizard... Nu tu, nu tu. Ba, nu, tu. Ah, tu. Explică și mie dacă poți să te întorci. Nu, nu, eu știu cum e. Nu poți să te întorci. Da, nu poți să adică te întorci. Eu promos să te întorci. Cum dracu să mai și... Știi? Înțeleg de ce fac oamenii sex acolo, pentru că dacă nu ești unul în altul, nu ai destul loc. Dar ca idee, nu înțeleg asta cu cum intri acolo și cum ieși de acolo. Când toată lumea... Adică, efectiv, jumătate de avion stă și se uită la ușa aia, când n-are ce să dar fac. Ai văzut, sunt clipurile alea cu doi care ies și unul care filmează. Și păi ies, ies liniștiți. Da, nu, nu, nu. Deci nu imaginez nici din punct de vedere al furișatului cum se face da, și nici din punct de vedere al actului în semi, se pare că, nu știu cum faci să ieși fără mânate. Doamna Iohannis e foarte elegantă, într-adevăr, și are o eleganță destul de senzuală. Și că e regină, așa. Da. Asta e mai, nu știu. Eu sunt, fiind un pic mai din sud,
Da, e din Sibiu. Hai să mergem mai departe, că mai voi vreți să mă faceți să rămân cu Elena Udrea? Nu o să rămâi cu Elena Udrea, stai nu, 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 însă am văzut că nu... Ca toată lumea din viața Elena Udrea. Ceva mai tânăr, mai fresh. Da. Doamna nu, Firea. Nu, never stick your dick in crazy. Religious. Religious crazy. Da, which is the patriotism. Which is the fun crazy. Da. Bun. Și... Încheiem poate cu politica. Cred că încheiem cu politica. Hai să încheiem politica. Ceva și mai fresh? Băi, Diana Șoșoacă, nu știu cum arăta la 20 de ani, dar la 20 de ani, maybe. A, ce? Așa, față, are față. Energie. Aoleu, cred că era super fun. Păi asta zic. Urlă, asta urlă zic. Mult. Asta zic, tu îți dai seama la 20 de ani că... Bine, eu nici acum nu cred că ea are apăsări, adică sunt convins că e un personaj. E un personaj? E un personaj pe care îl face. Da, da, da. Dar, totuși, e învoluită în miasma aia de... Evrei și ucrainieni și americani. Mai scapă din personaj și în pat. La 20 de ani, deci asta zic, cu, e cu asterisk, la 20 de ani s-ar putea să fi fost foarte fun. S-ar putea să fi fost foarte fun. Deci, da. Deci ca toată țara, Elena Udrea, bun. Hai să mergem mai departe. Intrăm pe zona de celebrități. Da. Pe pop. Doamna Loredana. Doamna Loredana, o poză foarte recentă, aș zice. De oricând din ultimii 30 de ani. Greu. Bă, greu. Chiar văd că e greu. Vorbim din nou acum? Doar sexual. Acum. Și acum, da. Logic. Așa la 20 acum de că... ani. Aș merge cu Loredana Groza și de ce? Dacă e vorba de acum. Acum. Pentru că după tot ce a trăit Elena Udrea, nu cred că mai e fan. Nu cred că mai stă mintea la sex, pentru că... Dar Loredana ei stă. Deși, da. Bă, da. Am văzut-o și pe la filmări și pe asta. E foarte, nu știu dacă e o mască, s-ar putea să fie o mască, dar e foarte kinky și intuit așa. Și ți-am zis, aici, da, într-adevăr, da. Dacă e vorba de acum... Loredana e Madonna noastră. Da. O fost invitată a emisiunii, da, șef Patriția. Șef Patriția. Patriția. Am avut-o pe șef Patriția. La emisiune. La emisiune. Ce misogină e emisiunea asta. Adică concursul ăsta e... jocul ăsta e foarte misogin. E foarte misogin. Scuze-te, oricum tăiem partea asta. Are un punct în plus pentru că e italiancă și cred că sunt ca moldovencele noastre mai nebune așa. Mm-hmm. Ah, rămâne cu... Dar nu. Nu, am zis că asta e în plus, dar nu-mi place vocea și... Na, eu sper că zice ceva dacă facem sex și nu, n-aș vrea să aud. Nu, rămân cu Loredana. Loredana, da, mama. Intrăm pe zona de mame. Da. Mame proaspete. Da. Toate sunt mame. Gina Piston. Nu, mai gata, puțin s-a dus, iau pe Loredana. Deci îmi pare foarte, foarte rău, Smiley, dar Gina Piston este... Feblețe de pe vremea e când feblețe era de cu pe vremea. E feblețe de pe vremea, de pe vremea când am văzut-o prima oară, așa că nu... Ah, okay. No contest. Nu se pare weird că nu-i merge nimeni Popolezul Codin? S-a rebranduit. Da, a reușit un rebranding pe care nu l-a reușit foarte multă lume. Adică... Da. Schimbat de macaz, trecut prin spălări de păcate, de imagine, trecut în zona de cu spitalele, ai văzut, cu charity-ul, cu asta. Adică a făcut un rebranding la care a tras foarte tare. Da. A tras foarte tare și merită rezultate pentru că ani de zile a tras. Adică n-a încercat să o facă așa peste noapte, știi? Deci, da, îmi pare rău. Gina. Îmi pare rău, Smiley. E ok. Catrinel Menghia. Etena. S-a dus și am pus și o poză. Nu de aproape ca să... Catinel pe Italia, este... cum îți place ție. Catinel s-ar putea să fie supremă, efectiv. Catinel Menghia s-ar putea să fie tot ce a avut mai bun țara asta și uite cum ne pleacă valorile. Mădălina și ea sunt singurii care trebuie să primească bani de la turismul. De la da, și amândouă întâmplător arată foarte italian. Și Mădălina Ghenea și... Poate că dacă stai acolo prea mult. Sau dacă treci prin foarte nu, multă... Nu, dar un genul ăla de frumusețe, știi, pe care avea și Ramona... Bădulescu, care acum este... S-a băgat în aur. Uh-huh. Avea exact aceeași gen de frumusețe și, de fapt, cred că mai puține, se mai rafinat un pic. Că... Delia, păi n-ai zis că suntem mame? Am zis, da, s-a întâmplat ceva. A fost și Carmen non-mamă. Am zis, doamne. Delia este... o prietenă. E un om care a mai stat de vorbă, este o femeie foarte interesantă, în toate sensurile. E foarte funny, dacă stai de vorbă cu ea așa când se ambalează, dar... Da. Să mă ierte Dumnezeu aici, e... n-ai ce să pui aici, adică... Cred că nici Delia n-ar vrea să fie... Dar Delia cred că ar fi prima care ar zice... Da, exact. Du-te. Da, exact. Ar fi prima care zice, hai mă, fii serios. Delia ar fi prietena ta care ți-ar aduce pe Catrinel. Da, mi-ar face rost de numărul ei de telefon. Nu, Delia...
Dar simt că cineva care poate ar putea o da jos pe Catrinel, ia să vedem, doamna Mihaela Rădulescu. Da, nu. Nu? Băi, nu, adică nici nu e dreaptă comparația dacă mă pui să aleg acum. Așa e, da. Atunci Prime. Băi, singurul lucru care mă face să nu zic direct doamna Catrinel Menghea este că, nu știu, știi că uneori din punct de vedere sexual femeile foarte frumoase nu s-ar putea. Foarte știu ce intuit. Adică sunt unele femeile care sunt frumoase și foarte frumoase, mai degrabă avem eu o glumă mai de mult că nu se vizitează. Cum am auzit la un moment dat o tipă că mi-a zis o expresie care m-a amuzat foarte tare, a zis că deci ea a zis așa, zice, ai starfish. Și mi s-a părut foarte amuzant asta. Știi să stai așa, să se poți face, zice, ai starfish. Pentru unii fetiși e ok. Da, nu, dar înțelegi ce spune? Adică singura chestie că sunt sigur că doamna Mihaela Rădulescu, mai ales în her prime, era o bombă de senzualitate. Ți-am zis, la Catrinel s-ar putea să fie avut sindromul fetei frumoase, știi? Asta e că nu știm cât de fan e Catrinel. N-ai avut ocazia să o vezi. Nu, Mihaela Rădulescu este foarte fan. Mihaela sigur e fan, dar zic că fan. Dacă ai ști de ea că e fan, n-ar mai sta, n-ai mai stat atât de mult la femeie. Băi, fan. Foarte la limită, mi-ai dat foarte greu, foarte la limită, dar dacă e vorba de acum, Catrinel în continuare. O altă fostă invitată a emisiunii, Maria Obretin. Maria Obretin. Nu știu cine. Este, a fost în Umbre, soția lui Relu. Da, nu m-am uitat la Umbre. Și acum e în clanul. Mai e în clanul și e la teatru foarte mult. Da. Și eu, na, exact e o poză foarte frumoasă. Nu... Exact așa, da. Deci, da. Foarte dar mergem, știi, mergem e o doamnă foarte elegantă și frumoasă. Da. Nu. Da. Hai să vedem. Că tot a fost la noi la emisiune. Da. Greu. Nikita. Uh-huh. În sfârșit mi-ați dat greu. Gândește că nu ți-am dat și o șoacă, Nikita. Băi. Na, eu spre deosebire de Michele, n-am văzut-o niciodată pe Nikita ca o femeie. Mm-hmm. Știu că sună foarte urât ce zic acum, dar e doar perspectiva mea și nu-i pasă nimănui, mai ales ei de perspectiva mea, așa că... Oh, o să vezi că-i pasă. Nu, dar eu am văzut-o tot timpul ca... Am văzut-o tot timpul ca un Smart 2. Care întâmplător locuiește într-un corp de femeie. Dar eu așa o știu, de când am auzit prima oară de ea, am auzit doar că i-a bătut pe unii pe Herăstrău, că le-a dat zona interzisă, cum era pe vremuri. Aveam vorbea să i-a dat zona interzisă pe Herăstrău, nu știu cui. Și atunci a fost prima oară când am auzit. Și era, când am auzit prima oară de ea, așa, deci din vorbă în vorbă, de la prieteni, că mamă, că e una smartoică, de a bătut pe aia, le-a dat zona interzisă pe Herăstrău. Și... Era ceva inedit, că nu prea auzeai de fete care smartoiau și așa. Și, da. Așa. Și după ce am văzut-o și na, după orele în șir pe care le-am petrecut în compania gândurilor ei, ți-am zis, nu, adică ea a avut o încercare de rebranding, să zic așa, că știi că a fost... Pe eleganță. A fost aia, mă... La Casa TV. Da, când era în... Na, în roche. Nu, era în cadă. Era în cadă, da. În cadă, era în cadă. Doar eu, iubirea mea, te aștept aici, da. Nikita. Da. Și aia a fost o încercare de rebranduire pe feminin. De senzualizare. Da, și n-a mers la mine. N-a mers. La mine n-a mers. S-a căsătorit, a făcut doi copii, adică a mers. La mine n-a mers. La tine n-a mers, da. Cu tot respectul, mi se pare, ce am în față, mi se pare foarte amuzant. Deci Nikita și Catrinel Menghea. Hă? Spania, Italia. Spania, Italia. Dove vai? Dove vai, strunț? Da, înțelegem. Am să merg pe... Am să refuz hamonul și am să merg pe prosciutto. Mergem pe prosciutto mai departe. Hai să revenim un pic la mame. Hai. Da. Nicoleta Luciu. Nicoleta Luciu care, uite, o româncă care avea mega succes în străinătate, dar a luat-o băiatul ăla din Ungaria. Dar nu a luat-o în Ungaria. Tot la noi, da. A luat-o băiatul din Ungaria, dar a ținut-o în țară. Adică... A ținut-o în țară, a ținut-o în telenovele. Tot un icon. Un icon al copilăriei mele, bineînțeles. Da. Băi, nu, rămân cu Catrinel. Da? Rămân cu Catrinel. Ți-am zis, nu știu ce o să poată să o clintească pe Catrinel de acolo. Poate doar soția mea. Nici nu se pune soția ta. Ești într-un univers în care ești singur. Nu am cunoscut-o niciodată pe doamna Catrinel Menghea, dar nu, n-aș putea, adică nu. Pentru mine e foarte important, știi, când
chiar când faci doar sex, chiar când vorbești de un fuck buddy, să fie așa o atmosferă relaxată. Să poți să mai zici o glumă, să se înțeleagă că e o glumă, să nu trebuie să o explici, să faci un referat, să o disești, să o... Hai să dăm cu cele mai bune arme către Catrinel. Da. Antonia. Antonia. Italia versus America. Apropo de femei care au și umor și frumusețe. Da! Da, este extraordinară femeia asta. Este extraordinară femeia asta. Noi te așteptăm la emisiunea Antonia, știi că și cu tine așteptăm o ediție specială, cu Velea am făcut deja. Oh! O aducem și pe Antonia. Da. Și o să aflăm noi ce lipsește atunci și o să te sunăm imediat. Da, și dar... plus o să-i arătăm clipul ăsta în care te asta, gândești. Asta mă omoară, nu, dar asta mă omoară, că mă omoară faptul că exact asta ce vorbeam mai devreme, că nu știi despre Catinel ce personalitate are și chiar contează, om să fiu... Contează, dar e bine și misterul, că de asta te fură. Da, exact. Băi, este efectiv singura problemă pe care mi-ai pus-o până acum. Deci ea, Antonia și Nikita au fost singuri care m-au băgat la idei. Nu în aceeași direcție, dar... Nu, am să rămân în continuare cu... N-ai mă cum, safe, e... Da. Adică e într-o lume în care eu sunt singur, dar nu e o lume în care și ea e singură. Și e Velea cu care ne știm. Nu, nici nu vreau să mă gândesc. Gata, nu, e femeia la tovarăș, nu te gândești la ea. Variantă? Nu, Andreea Esca niciodată. Este o femeie extraordinară, este uite, cum să spun, cele mai... peisajul media românesc, să reușești să rămâi așa, da, în condiții în care nimeni nu a rămas. Așa. Este ceva incredibil și este, vreau să spun că i-am admirat copiii la America Express. La America Express. I-am admirat că sunt bine crescuți. Ca au accentul la deștepți, mișto. Și deștepți și funny și n-avea cum să fie așa dacă nu ieșea ok și probabil tatăl. Dar nu. Ea, deci doamna Andreea Esca este un monument în mintea mea. Niciun gând sexual nu mi-ar trece vreodată prin cap legat de doamna Andreea Esca. Deci îmi pare rău că Atina Menghia e făcută din gânduri sexuale. Când l-am întrebat la Comics Vlog pe Sorin de o doamnă în care ar vrea, cu care ar vrea să petreacă, da, o noapte, el a ales Andreea Esca, ca să înțeleg. Da, mi se pare foarte, la Sorin, din da. Din atâtea femei. La Sorin, da. Și avem și ultima concurentă, să zicem așa. Și au ajuns exact cum le așteptam, oarecum. Că de asta am pus-o aici. Stai, deciziile au fost făcute, Teo, nu le iei tu acum. Mie mi se pare ușor, ție nu se pare ușor? Nu. Chiar mă gândesc, serios. Da? Clar știi cu cine aș merge. Da, da. Dar tot m-aș mai gândi. Tot m-aș mai gândi. M-aș mai gândi, dar eu zic că... Așa e. Mergi la sigur. Așa e. Dar să vedem ce zice Teo. Catrinel Menghia în continuare. Da? Da. Și spun de ce. Cu poza asta mai comis, în care nu e atât de machiată și prelucrată. Pentru că she looks like a real woman. Mi se pare că... Da. Mi se pare că Mădălina Ghena e mai mult în zona aia de clubbing, cancan. Este o femeie superbă, este o femeie de nota 11,5, adică da. Sunt un vierme de șanț, nu, care tu te-ai pus acolo. Nu, se uită la soare. Nu, nu, nu discutăm asta. Dar dacă e să fiu forțat ca vierme de șanț ce sunt să compar, ți-am zis, Mădălina Ghena mi se pare... mai degrabă în zona aia ostentativă, de frumusețe ostentativă, da, de divă, de club, de am intrat și s-a oprit tot clubul, da, să uite la mine. Catrinel Menghia este genul de frumusețe din aia... Da, exact, ce spun, vezi? Ai dreptate. Este genul de frumusețe din aia pe care o asociez cu Italia la modul ăla aristocrat, adică Mădălina Ghena nu arată atât de ostentativ, dar este exact genul de femeie care... iese dintr-un palazzo cu o eșarfă Hermes la gât, se urcă într-un Porsche vechi și pleacă să bea o cafea pe malul lacului Como. Adică e tot ce poți. Pe când asta este mai degrabă oraș, bumț, bumț. Da. Da. Și să mă iertă. Mergem noi cu ea. Noi da, mergem. Noi mergem cu ea. Noi mergem cu ea. Noi să mergem cu ea în continuare. Deci voi, pentru voi, Madalina este, Modena, da, Modena, da, Modena, Catrinel... este pentru că suntem superficiale. E și o diferență de vârstă, mă. Da, mă, dar e și o diferență. Așa e, ea e generația ta, ea e generația noastră, așa e. Na, și, na, nu, deci, forever. Da, asta e că... Per sempre, per sempre. Dar voi, nu e așa mare diferența, dar o să continuăm cu diferența de generații. Unde o vedeați voi
în prime-ul ei pe Catrinel, că nu era atât de... Nu, Modelina a ieșit cu mulți actori, a apărut în reviste. Catrinel era așa pe cam mult? Nu, dar eu când ai zis diferență de vârstă, mă refer la faptul că la vârsta mea apreciez altceva la o femeie decât... Ah, ok. Înțelegi? Bine, știu că tu mi-ai propus acum numai sexual, da? Da. De la o vârstă încolo se mai și leagă altele de sex. Deși sunt convins că... Nu sunt convins. Sunt destul de sigur că, din punct de vedere artistic, Madalina Ghina e... Sunt convins că îi dă mai mult sufletul. Dar nu, ți-am zis Palazzo, Porsche deci vechi. Tu o iei ca soții pe balcon, pe Catrinel. Nu, dar îi place și partea asta de... Îi place și partea asta de uiți la ea. Mă inspiră chestia asta, adică mai degrabă așa decât partea aia, ți-am zis, de boa, nuba. O alegere foarte... Mă rog, acum, eu îți dai seama că mă înrahat cu boa, nuba, femeia a fost cu Leonardo DiCaprio, nu cred că e neapărat. Își face veacul prin nuba, dar mă rog. Bă, femeia a fost și la Gerard Butler, care înseamnă că are și standarde ok. Da. Nu doar în alte. Da, mă, dar așa suntem șocurești cu tot Hollywood-ul. Adevărat și asta. Da. Hai, mai lasă-o. Adevărat și asta. Da, chiar. Sunt foarte curios dacă... Da, nu, n-are sens întrebarea asta. Vreau să zic așa, dacă cineva din comedie a fost la un moment dat cu o fată cu care a fost Leonardo sau... Întâmplare, gen ea și acolo și aici sau ceva, știi, la modul șogorie, la cel mai... Păi tot o zi actriță din asta de-a da, noastră. Da, tot o fată six, din asta ar trebui să fie, da. Six degrees of separation. Șogor de-a șasea, trebuie că da. Cineva e șogor de-a șasea cu Leonardo. Da. N-ai cum să nu fii șogor de-a șasea. A fost cu Leonardo, sigur, Madalina? Da. A fost un pic, da. Foarte puțin. Cu da, Leonardo avea aia că dacă făceai 22 de ani, te arunca. Nu, 22 de ani, 25 are. 25. Cred că da, 25 acum. Ah. Da, poate era 20 de atunci. Da, a fost foarte puțin cu el. A fost cu Gerard Butler, cu Michael Fassbender, cu mai mult. Aolo, cu Fassbender. Cu... Și asta e faza că nu știu cu cine a fost Catherine Mengea, dar nu mai poți după Fassbender, ce mai faci? Eu știu, dacă când o să vezi Silvio Berlusconi și alții la Catherine Lest. Da, aolo. Păi da, dacă cu aia pot să mă simt ok să concurez. Ce putea să facă Silvio Berlusconi? Ce? Așa e. Să gâfâie mai tare. Da. Dar Fassbender, mâncați, aici era bătăi, sunt oameni vână, adică... Na, bărbați. Da, dar niște că ai povești. Incredibil cât mai vorbim după... Dacă ai sta la o poveste cu ei... Da, așa, care e povestea? Ți s-ar părea... Nu, dar o mai întreb de ei. Cât de interesant. Cred că sunt șogor cu Rocco și Freddy. Dar faza e că... Păi da, mă, dar... Bine, poate e ușor, că... de fapt. Păi, da. Rocco. Tu mii de femei. Asta e, da. El și Genghis Khan, ce e greu să nu te rudești cu ei. Yo, câștigător concurs o lună gratis pe Patreon la noi. Comentariul cu vă urmăresc din Odaia Manolache, localitate cu 1900 de locuitori plus minus, deci sunteți cineva. Irina Rădnax. DM Instagram, îți trimitem acolo, vorbim. Nu, dar asta zic, că concursul ăsta până la urmă nu trebuie să-l ia lumea atât de în serios, că dacă voiam chiar îl puneam în belele. Eu zic că Nikita, dacă ar înțelege transexualitatea din ziua de azi, ar face imediat o alegere. Pentru că ea s-ar înțelege mult mai bine și poate unii bărbați o disconsideră că o văd femeie, dar e foarte băiețoasă. Eu n-am vrut să zic asta. Mă bucur că ai zis. Nu, am zis-o eu ca să o tai, acum am aflat că o tai. Păi ca să nu fii tăiat? Ok. Când a lovit atunci mingea la centrul terenului la Dinamo și a alergat și au sărit... Nu știu faza asta, dar... Caut eu, vedeți mai departe? Dar pot să înțeleg exact la ce te referi. Frumos. Mamă. Clipe de aur ale cum au țâșnit sufletul efectiv dintr-un milion de copii. Mi s-a părut că nu are haz, are tot în afară de haz. E foarte culmea să aibă șansă. Bă, se mai întâmplă și miracole.